Bună seara și bine ați revenit la librăria Sofia. Vă propunem astăzi o carte, Hagiarâcuri Balcanice, apărută la editura Lumea Credinței, scrisă de domnul Gheorghiță Ciocioi. Și despre această carte ne vorbesc astăzi seară autorul, domnul Răzvan Bucuroiu și domnul Răzvan Codrescu, trei inimi mari, dragi librăriei Sofia, așa încât, după cum îi iubim noi, dacă ne iubiți dumneavoastră pe noi, cu siguranță îi și iubiți. Domnule Ciocioi? Cred că la urmă. Mai la urmă. Domnul Răzvan Bucuroiu. Da. Bună seara tuturor, suntem ca într-o familie. Ca o șuetă. Familie tradițională. Tradițională, da. Deși după cum arătăm noi ăștia. Da. Întâmplarea, deși noi știm prea bine că întâmplarea nu e chiar o întâmplare, sunt în prezența a doi oameni dragi, a doi prieteni vechi, foarte vechi, cu care mărturisesc că am reușit performanța să n-am nicio dispută timp de aproape 30 de ani de când ne cunoaștem. Cum ne-a adunat acum situația aceasta la lansării cărții lui Gheorghiță, suntem într-adevăr o, nu zic treime, o triadă de oameni care am început lucrarea în presă, drumurile ni s-au întâlnit, bine, sunt atât de puțini cei care facem presă creștea, sau acum 30 de ani eram atât de puțin, încât n-aveam cum să nu ne întâlnim, dar uite că totuși am rămas împreună în aceeași formație, ceea ce acum, stând lângă ei, mi-am dat seama că sufăr și de puțină melancolie, așa, o ușoară nostalgie m-a cuprins. Bun. Gheorghiță Ciocioi mi-a cerut să scriu prefața acestei cărți, Hagiarâcuri Balcanice. Și am acceptat cu bucurie, mai ales că prefața deja era scrisă în mintea mea. Mi-a luat o oră ca să o scriu, ca să o pun cu adevărat din minte, să o așez pe foaia de hârtie. Pentru că sunt unul dintre admiratorii scriturii lui Gheorghiță, sunt unul dintre cei care îi știu textele, inclusiv textele de tinerețe, dacă pot spune așa și îmi permit această mărturisire, sunt primul care l-am publicat în cadrul paginii Fundația Anastasian România Liberă, în anii 90, nu știu, 90 un pic, 93, da, acolo. Așa că nu pot spune că l-am nășit sub aspectul profesiunii de ziarist, dar i-am creat acest culoar de a publica în România Liberă, pentru că am văzut de la început în scrisul lui ceva care promitea și care s-a confirmat de-a lungul timpului, destul de repede, n-a trebuit să stăm prea mult să așteptăm, s-a confirmat nu numai în multe articole de presă, dar și în cărți. Gheorghiță Ciocioi este un om foarte drag inimii mele, mai ales că știu și povestea vieții, știu că a avut parte, ca noi toți de altfel, de multe încercări și de multe ispite, l-a depășit pe toate cu o tenacitate care cu adevărat îl leagă de credință, pentru că numai un om credincios, aș putea spune chiar evlavios ca el, putea să treacă peste toate încercările pe care viața sau Dumnezeu însuși l-a pus în față. De aceea, colaborarea noastră și prietenia noastră este una reală, una sinceră. Suntem doi oameni foarte sinceri unul cu altul și asta am apreciat la el întotdeauna. Este foarte direct. Practic o diplomație a zicerii directe, ceea ce mi se pare foarte în regulă și de altfel foarte creștinește. Numai așa o relație între doi oameni poate să crească, după în care sunt oameni direcți și sinceri. Gheorghiță Ciocioi a scris dintr-un început în Lumea Credinței, deci este unul dintre cei care au format echipa de bază alături de domnul Codrescu și de mine, bineînțeles, suntem veteranii revistei 17 ani, într-adevăr. Păi dați seama că în 17 ani viața ne-a pus în tot felul de conjuncturi și cu toate astea am rămas în această formație. Asta spuneam că am sesizat și am realizat acum, stând aici lângă ei, am sesizat acest lucru.
a scris dintr-un început în lumea credinței și a scris aproape la fel. Sigur, evoluția există, dar totuși a scris dintr-un început foarte serios, foarte asumat, foarte documentat, ceea ce este totuși o calitate destul de rară sau din ce în ce mai rar întâlnită în presa din zilele noastre. A făcut aceste călătorii în Balcani, în acest areal fabulos, mitic pentru unii, mitologic, foarte mustos pentru alții, sub toate aspectele, a călătorit mii de kilometri. Și a călătorit nu numai prin peisajul balcanic, a călătorit printre etniile din Balcani și prin duhul balcanic, prin credințele din Balcani. Avantajul lui foarte mare este că știe câteva limbi care i-au fost adevărate carduri de acces în aceste călătorii pe care le-a făcut. Are și studii foarte serioase de istorie și de etnografie și folclor, iar sunt două perspective care i-au creat tabloul, peisajul complet. Toate aceste călătorii au avut în spate, așa cum spuneam, mii de kilometri și multe costuri energetice. Cu toate astea, mie mi se pare că ceea ce a realizat Gheorghiță în cadrul acestei cărți, pentru că articolul au apărut în lumea credinței de-a lungul anilor. Adunate într-o carte, însă, vezi cu adevărat natura efortului și natura, mă rog, calitatea scriitorii și competența autorului. Mărturisesc că eu sunt recitind cartea, am citit fiecare text la rândul lui când a apărut în revistă, însă acum când am citit-o, am avut o bucurie fantastică, așa cum aș fi citit-o pentru prima oară, vă rog să mă credeți. Este, cum să vă spun, un stop cadru, o radiografie asupra ceea ce reprezintă acum lumea balcanică. O lume care a idoma peisajelor pe care poți să le întâlnești în această peninsulă, cu o topografie complicată, cu o structură bizară pe alocuri, sălbatică, pietroasă, stâncoasă, un peisaj pe alocuri neumblat, ai spune, pe de cealaltă parte are și zone endemice, dar Balcanii în general sunt o zonă ca peisaj, o zonă tăioasă, pietroasă, aspră. Așa sunt și oamenii. Așa sunt și credințele lor. Oamenii cred și sunt așa cum este locul în care Dumnezeu i-a pus să stea sau i-a adus de-a lungul timpului aici, în această zonă balcanică. Sigur, Balcanii sunt un creuzet de civilizație și de civilizații. Și toate aceste tensiuni și coliziuni între etniile megiește, între credințele care de multe ori se încaieră una cu alta, dau totuși savoare și culoare acestei luni. Europa, mult sigur, ar fi fost mult mai săracă fără zona Balcanilor și cei care vor să înțeleagă, să zic, câte ceva din ceea ce se întâmplă în această parte de lume, ar putea să înceapă să citească aceste cărți. Sunt atât de bine scrise și de aduse în cheia a ceea ce ni se întâmplă nou acum, încât pot fi considerate adevărate studii antropologice privitoare la Balcani. Bucuria mea a fost foarte mare în clipa în care am putut să îl am pe Gheorghiță ghid, cu alte cuvinte, să aplicăm pe teren concret în peisaj ceea ce scrie în cărți. Am avut parte și de această experiență, chiar în toamna aceasta a fost trimis de televiziunea publică, televiziunea română, să facem o transmisiune în direct, o corespondență de la peștera Sfântului Dimitrie cel Nou Basarabov, chiar de ziua Sfântului, pe 27 octombrie, frumos, ne-am dus cu mașina, am traversat podul Prieteniei și ne-am oprit în fața peșterii Sfântului Dimitrie. Gheorghiță Ciocioi, scriitorul e una, Gheorghiță Ciocioi, pușcașul marin, infanteristul, e cu totul și cu totul altul. Este un pelerin care are inteligența de a căuta exact ceea ce trebuie să caute și de a-ți explica, tu cel care ești alături, într-o oarecare ignoranță sau așteptând să primești mură în gură ceea ce el oricum știe. Așadar, are o tehnică perfectă. În primul rând că știe limba să desfugă perfect cu oamenii. Toți oamenii care au pe acolo și cu care a interacționat au oferit informații, lucruri pe care, în mod evident, nu le-aș fi putut primi dacă aș fi mers acolo singur. Apoi, știind istoria locului foarte bine și având o empatie duhovnicească cu ceea ce se întâmplă acolo, este cea mai bună călăuză pentru orice om care vrea să înțeleagă câte ceva despre, să spunem, Bulgaria. Am luat așa exemplul care mi-a venit acum la îndemână și pe care l-am experiența căreia
am trăit-o personal, această călătorie în Bulgaria. Ce să zic? Titlul poate că nu are lipici, așa se spune între editori. Dacă titlul are lipici, poate că nu are, deși mie mi s-a părut atât de șarmant și de inedit, încât în clipa în care mi l-a propus, l-am acceptat din prima, fără să mă gândesc că nu știu ce considerente comerciale ar putea să aibă consecințe în ceea ce privește circulația cărții. Hagi alături balcanice mi se pare un titlu perfect. Și tot ceea ce a scris în aceste rânduri, bunoare, mi-am amintit unul dintre texte, e vorba despre Târgoviștea de la sud de Dunăre. Nu numai noi avem Târgoviște, bineînțeles, este și o Târgoviște, care a fost prima? Cred că a noastră. Sperăm că a noastră. E un nume comun, de târg care nu e capital. Târgoviștea cealaltă a purtat și alte nume. Mai degrabă cunoscută și un nume turcesc, revenită la un nume bulgăresc, dată cu perioada. Atât trebuie să le întreb ceva, că ai parte de o mică prelegere. Bun. A fost acolo într-un pelerinaj, într-o călătorie și am vizitat moschia, pentru că în această zonă a Târgoviștei, la sud de Dunăre, la 150 de kilometri, înțeleg, există o zonă cu foarte mulți turci musulmani, în fine, curze un amestec de popoare orientale, de credință islamică. Și acolo am vizitat moschia, unde muezin era Dado Ivanco, era un bulgar ortodox, un bătrânel, care nu se știe exact în ce context de împrejurare, a ajuns să fie muezinul geamii moscheii din Târgoviște. Mi s-a părut un lucru fabulos și asta spune ceva despre Balcanii ăștia real, profunzi. Lumea nu este pusă pe harță atât cum credem noi sau cum se arată la buletinele de știri. Viața reală, viața trăită în Balcani e mult mai plăcută, mult mai posibilă, mult mai prietenoasă. Vecinii sunt vecini, musulmani, creștini sunt creștini. În clipa în care apare scânteia ideologiei și a propagandei, atunci oamenii mai urează. Dar până atunci văd că lucrurile sunt destul de pacificate. Iar acel muezin ortodox, mi se pare că spune totul despre Balcani și modul cum l-a găsit Gheorghiță, asta chiar că ține de pronia de a fi scriitor la Gazeta. Mulțumesc foarte mult. Se ascunde? Da, trebuie să se ascunde. Da, aș întări și eu ceea ce a spus prietenul Răzvan Bucuroiu. Gheorghiță Ciocio este unul dintre cei 2-3 oameni care mi-ar veni în minte dacă cineva m-ar provoca la un proiect în afloare. Mă rog, cu cine pleci la drum? Între primii 2-3 ar fi și Gheorghiță Ciocioi. Seriozitate și constanță, astea sunt cele două calități mai presus de toate, are multe altele. Și scrie, ca să zicem așa, de o viață întreagă, dar în ultima vreme a devenit extrem de prolific. De fapt, și cartea asta vine după ce în 2019, Ortodoxie și Schismă, Rusia, Ucraina, Constantinopol. Dar de fapt este pandantul unei cărți mai vechi, prima carte de reportaj apărută la Lumea Credinței lui Gheorghiță Ciocioi, Școala de Înviat Morți. Pelerinaj până Ortodoxia Târzie, parcă așa, nu? Să numea. Vedeți acolo pelerinaj, pelerin, pelerinaj, aici Hagiu, Hagialâc. E mai potrivit cu spațiul rusesc termenul de pelerin, s-a ieșit consacrat în sintagma pelerinul rus, faima sa. Și oricum Rusia este ceva mai deschisă spre Occident decât Balcanii. În Balcan, sigur, Hagialâc, termenul acesta turcesc, e foarte potrivit. Cartea, ce să zic, e gustoasă pentru că e o ortodoxie urmărită în viu vieții. Deci dacă în Ortodoxie și Schismă ne eram puși în fața unor dispute teologice și ideologice și așa mai departe, aici este vorba pur și simplu de viu vieții. Gheorghiță Ciocio are darul acesta extraordinar, ca fără să fie pretențios,
să scoată întotdeauna în evidență amănuntul esențial, semnificativ, nu este numai o relatare ternă a unor situații, și întotdeauna se extrage de acolo o chintesență. Avem nevoie de un astfel de mijlocitor în lumea românească vis-a-vis de ortodoxiile învecinate. Pentru că trebuie spus lucrul ăsta și nu numai spus, trebuie conștientizat și asumat ca atare. Ortodoxia în general stă pe o schizofrenie istorică. De ce are un model, o paradigmă religioasă și o altă paradigmă culturală, complet divergentă. Deci paradigma religioasă este cea răsăriteană și cu toată moștenirea tradiției bizantine și așa mai departe, în ce paradigma culturală este cea apuseană. Și sigur că tot timpul se ivesc neconcordanțe între paradigma culturală și paradigma religioasă, lucrurile se bat cap în cap. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat câtă vreme ortodoxia a avut farul acesta de lumină al Bizanțului ortodox și imperial, dar în clipa în care Bizanțul a căzut, ortodoxia a intrat în această marginalitate culturală, n-a fost în stare să-și mai creeze ea însăși un model, o paradigmă culturală, și a început încet, încet să preia și să imite cultura apuseană. Dar sigur că aici apar divergențe. Și unor sunt insurmontabile. Dacă vă uitați, e foarte curios acest lucru în tezele doctorate ale teologilor români. Cea mai mare parte a biografiei este fie occidentală, fie în limbi occidentale. De ce? Pentru că ortodoxia nu a reușit să producă o bibliografie echivalentă pe care să te poți baza. Dar mai e ceva. Mai este faptul că noi, la noi, în lumea românească, mai apare încă o schizofrenie vis-a-vis de restul lumii ortodoxe. Noi suntem singura țară ortodoxă, mă rog, alduită pe latinitate. Lucru cu totul neobișnuit. Limba română este în divergență totală cu limbile țărilor înconjurătoare. Deci noi suntem, practic, limbile ortodoxiile sunt preșecuite. Cât știu în România grecește sau bulgărește? Nici măcar rusește. Sigur că, în contextul istoric, o vreme s-a predat în școală limba rusă, dar era Rusia lui Stalin, nu a Sfântului Serafim de Sarov. Dar, în orice caz, noi știm mai mult după ureche și nu avem posibilitatea de a intra în contact direct, lingvistic vorbind, comunicațional, cu aceste ortodoxii învecinate. Și când citim despre ele, citim fie în românește, fie în limbi mijlocitoare, în franceză, în engleză, nu știu ce. Nu? Ei, Gheorghiță Ciocioi are acest dar că știe limbile astea slave, bulgara și rusa, în orice caz, și ceva sârbește, nu? Iată, până să ne învățăm noi, ceea ce probabil că nu se va întâmpla, avem un mijlocitor care, iată, ne deschide poarta. Nu? Și ne arată de adevărat de ce se întâmplă acolo. Așa că sunt cărți care trebuie citite cu foarte multă atenție, pentru că ele ne introduc într-un întreg univers pe care îl ignorăm, dar nu știm că îl ignorăm. Sigur, Balcanii este o lume fascinantă din multe puncte de vedere. În primul rând, prin această simbioză de civilizații. Deci, contactul acesta între ortodoxie și islam, lumea musulmană, nu? O zonă extrem de turcizată, nu? Dar nu numai atât, e foarte interesant și contactul între bulgari și români și dialogul religios și cultural care s-a instaurat, știu eu, cu anumită relativitate. A fost mult mai strâns în vechime, e mult mai lax astăzi. Sigur că lucrul are și sublimități, are și turpitudini, dar lucrurile trebuie cunoscute în realitatea lor brută și eu nu cunosc în sensul ăsta o călăuză mai bună decât Gheorghiță Ciocioi.
Vă mulțumesc, mulțumesc domnului Răzvan Bufărăi, director al editurii Lumea Credinței, domnului Răzvan Bălescu, director al editurii Cristiana și redactor șef la Lumea Credinței. Da, mărturisesc că am pornit la drum cu doi prieteni de nădejde în anii 90, într-adevăr, în acea tulburare, în acea rupere, să spun așa, de ritm, în care noi aveam doar două magazine mici, le țin minte, și acum de carte bisericească undeva în zona Lipscanilor, în centrul istoric, de acolo se puteau procura filocalii, te puteai informa oarecum, dar nu puteai depăși anumite granițe, nu puteai merge în afară, cel puțin eu nu am mers în afară. A început presa aceasta scrisă, o lume fascinantă cumva, și chiar cred că ar merita o carte separată despre presa rusă după 90, chiar propaganda rusă și ante 90, prin biserică și presa bulgară și toate celelalte, chiar și la noi. A fost o lume fascinantă, doi oameni de nădejde erau la editura Anastasia, de altfel cu cei de la Sofia, cu domnul Nicolae Ghincea, doamna Mihaela Voicu, și țin minte și acum seriile de Arvari, mergeam în acea curte evocată de Dan Cechir recent în Lumea Credinței la Arvari, și Petre Mihai Păcanu venea și efectiv stăteam jos pe pământ și ascultam acolo mari duhovnici aduși de Sorin Dumitrescu, domnul Bucuroiu, domnul Codrescu era acolo în ștafă, a apărut o serie de cărți, Comorile Pustiei, pentru că aminte de Părintele Ignatie, Marica Dumnezeu să-l odihnească. Într-adevăr, s-a umplut un mare gol, dar deci nu se putea lua contact în acea perioadă, numai poate dacă era oficialitate cu ortodoxia bulgară, ortodoxia macedoneană sau celelalte ortodoxii. Țin minte că spre sfârșitul lunii ianuarie 90 am reușit să obțin un pașaport și să trec măcar la Bulgaria. Zic, doamne, e de bun simț, adică unde să pleci, la Paris, nici nu, financiarmente era destul de greu. Sigur, am fost la Târnovo, am fost la Constantinopol în 90, am fost la Sofia și am constatat că bulgarii nu erau bulgarii pe care ascultam la radio sau îi vedeam la televizor, erau cu totul altfel. Era un dezastru din punct de vedere religios, dar totodată atunci am ajuns pentru prima oară la Biserica Românească din Sofia, condus de un bătrân profesor. Mi-aduc aminte ca astăzi. Mi-a povestit despre viața românească interbelică, știa atâtea lucruri. Și totodată, chiar în acel an, în 90, am putut afla că românii erau prezenți la Sofia de atâta vreme. Și nu se poate așa ceva. Că Facultatea de Teologie din Sofia era făcută de un ardelean, Friedrich Grüninger, clădirea facultății, un arhitect ardelean. Că biserica seminarului desfințat a ajuns la Cerepiș, mai departe, era făcută tot de acest Grüninger, un neamț, un sas ardelean. Biserica Românească la fel, că Palatul Regal, unde am fost acum aproape 3 săptămâni și care adăpostește astăzi Muzeul de Etnografie și Muzeul de Artă, era tot opera acestui Grüninger. Nu le găsise nici la domnul Cândea, nicăieri. Și am spus, domnule, contactele sunt mult mai profunde. Iată. Și atunci am început să aflu și am spus, bun, hai să caut. Am constatat că bulgarii întocmiseră adevărate tomuri cu, cum avem noi, călătorii străini despre țările române. Ei bine, aveau scriitori români despre Bulgaria, personalități ale culturii române despre Bulgaria. Le am acasă toate aceste cărți și am fost uimit să aflu, cum să zicem, să spun Cezar Boliac, Călătoriile lui în Bulgaria. Nu citiți niciodată ce a scris Cezar Boliac despre Bulgaria. Sau, eu știu, Ion Ionescu de la Brat. O excursiune în Dobrogea. Mă rog, Dobrogea de Sud. Sau Teodor Codrescu, nu? După nume. Iată, 1885, lucruri minunate despre mănăstirile de acolo. Și atunci era la fel ca după 90. Să spunem, 1895, un călător român care semna în Ateneul Român, așa se numea, un DKP, n-am știut niciodată cine este, mi-aduc aminte și acum DKP, n-am mai căutat să văd cine,
să aflu despre, se întâlnește cu mitropolitul de Târnovo, vizitează Târnovo și acolo se închină la oraclă cu moaștele unui sfânt Onufrie cel Nou. Mitropolitul de Târnovo știa perfect românește. Era un fost învățător la Brăila, un anume Drumeș, care a ajuns mitropolit, iată, după ce Bulgaria își câștigase autonomia. Lucru foarte interesant, întâlnește zeci de români, acest călător român, care chiar o doamnă din Titu spune, dar ce faci femeie aici, vindea într-o cârciumă din Velico Târnovo? Păi m-a păcălit un hoț de bulgar și am ajuns aici. Asta îi povestește cum starea bisericilor, cum arătau toate moschei, abia început să se refacă, la fel ca după 1990. Trebuie spus că în Bulgaria, la ora actuală, cred că sunt mai multe moschei decât biserici ortodoxe. Sunt foarte puțini preoți. Sunt doar, cred că, trei facultăți de teologie, o secție la Schumann și trei facultăți de teologie la Sofia, la Plovdiv și la Velico Târnovo. Deci toate aceste lucruri m-au făcut să mă interesez mai în profunzime de ortodoxia balcanică. Ar fi multe de spus, dar aș vrea totuși să mă opresc aici, să citiți această carte și să sperăm că va urma o nouă carte în care poate și etnologul să spună cuvântul, nu ceva între Luc Marion sau Boas, sau, dar acestea sunt texte ușoare, texte de călătorie cumva, dar o inițiere cumva într-o ortodoxie pe care noi încă n-am ajuns să o cunoaștem. Vă mulțumesc că ați venit în această seară și vă mulțumesc pentru